Bună ziua, dragilor! Astăzi m-am hotărât să fac din nou un videoclip astrologic și vom vorbi despre fiecare zodie în parte, anume cum este amantul din fiecare zodie, întâlnirea, iarăși la fel, și locul pe care îl alege amantul din fiecare zodie. Și vom începe cu zodia Berbec. Și vom vorbi despre amantul berbec. Amantul berbec este foarte pasional și fierbinte. Amantul din zodia berbecului dă totul pentru dragoste. Totuși, uneori te întreb dacă toată energia asta e orientată spre tine sau spre dragostea ideală. Una atât de perfectă încât nu există. Așadar, în ciuda intensității, dragostea nativului din zodia berbecului este adesea pur non-fizică ca expresie și convingere. Uneori pare un preot în altarul iubirii, închinându-i se cu fervoare. Dacă ajungi pe un piedestal, lucrurile o să fie foarte problematice, de vreme ce o să-ți fie greu, dacă nu imposibil, să te ridici la nivelul așteptărilor, în ciuda nevoii stringente a amantului de a crede în tine. Da? Este destul de gelos. Este, într-adevăr, și pasional, și iubăreț, și de toate, dar în același timp este și foarte gelos. Să vedem întâlnirea, ce ne spune astrograma zodiei berbecului pentru berbec. E foarte probabil ca nativul din zodia berbecului să îți întindă mâna din cauza nefericirii și insatisfacție dintr-o relație existentă. Prin urmare, nu trebuie să faci nimic ca să-l întâlnești. O să se întâmple probabil la o petrecere sau într-un loc public. Comportamentul și expresia feței o să-ți spună imediat ce urmărește și de ce. Ai grijă atunci când te implici, fiindcă s-ar putea să te afecteze același idealism manifestat în relația lui precedentă sau actuală. Bucură-te de începuturile aventurii când nu poți să greșești și pasiunea lui e întoi. Locul. Cel mai probabil, amantul din zodia berbecului o să vină la tine acasă, fiindcă e posibil să fie căsătorit sau să trăiască cu altcineva. Acest loc poate deveni sanctuarul lui pe care îl vizitează cu regularitate și îl consideră a doua casă. Asta îți oferă controlul anumitor aspecte ale situației, dar te lasă totodată la mâna altora, întotdeauna în așteptare. Când apare dorința de a rămâne peste noapte, trebuie să decizi dacă îți dorești sau nu să continui. Gândește-te bine înainte de o astfel de decizie și nu întârzia foarte mult să o iei. Vom trece la Taur. Să vedem cum este amantul Taur. Să nu te surprindă faptul că amanții din zodia Taurului se așteaptă să te întorci la partenerul romantic sau de căsnicie după prima escapadă. Pot fi atât de direcți și realiști în ce privește dorințele lor, încât adesea o să-ți explice clar că nu iau în calcul locuitul împreună, manifestarea afecțiunii sau măcar dormitul împreună odată ce principalul motiv pentru care v-ați întâlnit a fost consumat. Totuși, odată ce le intri pe sub piele, o să vrea să te păstreze cât mai mult cu putință și probabil că o să deveniți parteneri romantici regulați. Ca și în alte domenii, nativii zodiei se atașează cu timpul și devin foarte posesivi. Întâlnirea. Se prea poate să faceți cunoștință printr-un prieten comun. Prietenia este adesea esențială de la bun început pentru o astfel de legătură, nefiind vorba de pasiune animalică sau măcar de atracție fizică. O să vă simțiți bine împreună și o să puteți vorbi despre orice, inclusiv despre viața amoroasă. Odată ce le intră în cap că acest aspect al vieții e nesatisfăcător sau absent, încep să se gândească la rolul de amant. Ține minte, nativii acestei zodii
sunt grijulii și reacționează instinctiv dacă cineva e rănit sau tratat incorrect. Locul. Nativii zodiei Taurului se simt bine în casa lor și o să prefere să vă întâlniți acolo ori de câte ori se poate. Chiar dacă trăiesc cu cineva, pot face în așa fel încât să elibereze locuința pentru un anumit interval de timp. O bună parte din puterea lor de seducție e dată de dorința ca tu să vezi efectele lor personale, scumpe și de bun gust, despre care ți-ar putea vorbi foarte amănânțit. Nu fac parte din categoria celor care sunt în stare să facă dragoste pe jos sau în picioare, așa că cel mai probabil asta o să se întâmple în pat. Pregătește-te pentru o experiență plăcută. Vom trece la zodia Gemeni. Amantul din zodia Gemeni sau amanta, de ce nu? Da? Depinde dacă sunteți bărbați sau femei cei care priviți. Atunci când ai o aventură cu un nativ din zodia Gemenilor, așteaptă-te să treci printr-o implicare foarte intensă. Asta poate merge spre bine sau spre rău. Depinde dacă vrei să continui sau nu. Amantul din această zodie sau amanta e cel mai puțin predispus la fidelitate sau relații îndelungate. Mai mult, de vreme ce trebuie să vorbească despre ce îi se întâmplă, nu o să fie în stare să păstreze vreun secret. Să nu te surprindă dacă vreun detaliu intim, stânjenitor, ajunge la urechile altcuiva și apoi devine o bârfă mizerabilă care se răspândește în mediul tău social ca focul într-o pădure de uscături. Întâlnirea. Poți întâlni și eventual agăța amanți din zodia Gemenilor în cele mai neașteptate locuri. Se prea poate ca primul contact să fie scurt și să stea de fapt într-o privire sau un cuvânt. În general, după asta, nu te caută direct. E mai probabil să transmită printr-o cunoștință comună mesajul că sunt deschiși față de o relație cu tine. Ego-ul lor adoră lingușeala, așa că dacă îi consideri atractiv, interesanți sau deosebiți în vreun fel, poți înscrie puncte importante. În barurile de agățat, cluburile și site-urile de întâlniri, s-ar putea să dai peste foarte mulți nativi ai zodiei, așa că există șanse bune să vă întâlniți întâmplător. De obicei, pot fi recunoscuți după personalitatea expansivă, abilitățile de comunicare și nevoia de a impresiona. Locul. Nativii din zodia Gemenilor nu prea fac nazuri în privința locului de întâlnire. Ba chiar sunt mai dispuși decât toți ceilalți să se întâlnească aproape oriunde, inclusiv în locuri publice. Caracterul lor de extrovertit și inclinațiile către comportamente scandaloase le permit să te țină de mână în public și să te sărute, ori chiar să facă mai mult de atât fără să se simtă stânjeniți. O întrevedere la ei acasă poate fi foarte distractivă, nu doar datorită acțiunii, ci și pentru că o să puteți vedea colecțiile lor impresionante de cărți, DVD-uri sau alte obiecte. La tine o să fie curioși și se prea poate să vrea să-și bage nasul în lucrurile tale, inclusiv în haine și încălțăminte, pentru a afla mai multe despre tine. Și am ajuns și la zodia Rac. Amantul Rac. Nativii zodiei se pricep la tăinuiri și sunt atrași de relațiile secrete. Își țin partea de învoială și adesea o relație e posibilă doar datorită discreției lor. În general vorbind, amanții din zodia Racului nu văd nimic în neregulă dacă își dăruiesc întreaga afecțiune și apoi se întorc la partenerul de căsnicie cu conștiința împăcată. Adesea expresia emoțională la care ajung în prezența ta le îmbunătățește pe termen lung relația primară. Idilele cu amanții din această zodie pot dura săptămâni sau chiar ani. Întâlnirea. Cel mai bine e să ai un loc special în care să te întâlnești cu un astfel de amant, unul extrem de intim și discret. Nativii zodiei trebuie să se simtă confortabil acolo și să nu li se pară nimic ieftin sau murdar. Cei mai mulți sunt pretențioși, așa că cer calitate.
Mai mult le place să petreacă un timp agreabil alături de tine și să nu grăbească și să nu se grăbească. Pentru ei nu contează doar sexul, ci și exprimarea sinceră a emoțiilor. Afecțiunea sporește treptat și poate fi mult mai importantă decât izbucnirile pasionale. Locul. În general, nativii zodiei nu se simt bine nici pe teren propriu, nici la tine. Sunt foarte pretențioși când vine vorba de locul și modul în care își exprimă dragostea și de obicei preferă terenul neutru, unde nu se pot face asocieri cu ce s-a întâmplat înainte. Un astfel de loc poate deveni, dacă nu o nouă casă pentru ei, măcar un loc în care să se refugieze și să se relaxeze la adăpost de lumea dezlănțuită din jur. Lucrurile funcționează cel mai bine atunci când găsești tu locul, scutindu-i de astfel de preocupări. Și am ajuns la leu. Să vedem amantul leu. Maestrii în arta înșelăciunii, amanții din zodia leului ar putea să țină relația voastră de iubire ferită de ochii altora. Mai mult, o să se arate foarte critici atunci când sunt pomeniți, ba chiar sunt în stare să pună punct din cauza unei asemenea indiscreții. Când vine vorba de romantism, pun foarte multă pasiune și dau totul pentru a întreține o iubire cu toate înfloriturile teatrale posibile, fiindcă vor să impresioneze cu angajamentul lor de plin. O aventură cu un amant din zodia leului ar putea deveni de neuitat, bântuindu-te toată viața. Întâlnirea. Amanții din zodia leului își asumă riscuri, fiindcă sunt încântați de pericolul unei relații de iubire tainice, îi atrage ca un magnet. Totuși, atunci când fixează întâlnirile voastre, o să aibă grijă să evite orice neplăcere cauzată altcuiva din cauza asta. În general, au aerul că ce fac ei îi privește doar pe ei și pe nimeni altcineva. Au propriile valori care adesea nu corespund cu ale societății, așa că unii ar putea considera imorali. De obicei, aleg locurile de întâlnire mai intime, încercând să evite ieșirea cu tine în public ori de câte ori e posibil. Locul. De obicei, nativii zodiei preferă o întâlnire la tine sau într-un loc neutru, cu care să nu poată fi asociați. Chiar dacă le place, să nu se grăbească, ocazional pot fixa întâlniri scurte, considerând că e mai bine așa decât deloc. Deși sunt orientați spre acțiune, li se pare foarte important să se simtă bine și le place să participe la discuții, nu doar despre problemele personale, ci și despre alte subiecte care îi interesează. Nu trebuie forțat să devină cu picioarele pe pământ pentru că au un ritm al lor natural. Fecioară. Să vedem amantul fecioară. Amanții din zodia fecioarei sunt destul de dezechilibrați și de obicei nu se poate conta pe ei pentru menținerea stabilității într-o relație romantică. Adesea partenerul îi agită, așa că își transpun neliniștile în acțiuni care dau la iveală de obicei la serviciu îndoiala și natura lor critică, lucru care le subestimează sentimentele. Cel mai adesea, astfel de sentimente negative sunt îndreptate spre propria persoană, dar pot fi orientate și către tine sau către natura relației voastre. Atunci când există o atitudine în general pozitivă, frumusețea lor naturală începe să strălucească, punând în valoare intelectul și natura foarte capabilă și responsabilă. Întâlnirea. O să auzi des despre un posibil amant din zodia fecioarei de la un prieten comun sau o rudă care îl consideră interesant și crede că ar trebui să vă vedeți. În același fel, poate fi trezit și interesul amantului. Probabil că înaintea întâlnirii s-a creat o așteptare de ambele părți, ceea ce poate amplifica intensitatea evenimentului. În plus, sentimentele pe care le aveți față de persoana care v-a făcut cunoștință v-ar putea sluji nu doar ca scuză pentru a vă întâlni, ci și ca aliat al relației, mai ales în primele faze. Locul. Nativii zodiei o să petreacă mult timp la tine înainte de a începe să se simtă confortabil. La început, cel mai bine e dacă te invită în bărlocul lor, ce în sine e un compliment important și un indiciu al nivelului de interes.
Chiar și invitația de a intra după ce ai bătut la ușă este o dovadă de încredere, dar arată și un interes din partea lor de a te lăsa să-i cunoști mai bine. Trebuie să dai dovadă de mult respect față de spațiul lor. Nu muta obiecte sau cărți și nu umbla prin frigider în lipsa lor. Și acum trecem la balanță. Amantul balanță sau amanta, de ce nu? Amanții din zodia balanței sunt înclinați să sufere de pe urma îndrăgostirii. La acest capitol sunt foarte nerealiști, așa că iau lumea iubirii ca pe o biserică în care aduc un tribut celei mai sfinte dintre entități. În consecință, privesc persoana iubită ca pe o divinitate care trebuie adorată și slăvită. Pot fi considerați mari preoți ai acestei religii care se ghidează după o Biblie făcută din toate cântecele romantice scrise vreodată. Un astfel de amant presupune o cantitate înfricoșătoare de responsabilitate, dar asta vine la pachet cu multe plăceri și poate fi un plăcut masaj al ego-ului. Întâlnirea. Locul și împrejurările întâlnirii nu au cine știe ce importanță. De obicei, o să împrumute importanța oricărui moment magic din viața unui cuplu. O epifanie lirică de neuitat. În general, e vorba de dragoste la prima vedere în care ambele părți sunt complet răvășite. Totuși, amanții din zodia balanței valorifică imediat orice oportunitate de a prelua conducerea, dat fiind că sunt experți în astfel de chestiuni. Au puține îndoieli privitoare la modul în care trebuie procedat și se bucură să acționeze ca ghid în explorarea unei aventuri romantice. Locul. De vreme ce în general ei sunt partenerii mai romantici din cuplu, nativii zodiei adoră să se lase purtați de val pe terenul tău, unde se pot lăsa în voia vrăjii. Chiar dacă locuința ta e un dezastru, o să o considere un palat. Totuși, cel mai bine ar fi să aloci câteva minute sau ore pentru a o face mai prezentabilă. E recomandat așadar să amâni prima întâlnire până când ai mai mult timp pentru a face puțină ordine, așa încât locul să devină mai îmbietor. Amanții din zodia balanței te pot accepta în locuința lor, însă acolo există pericolul să se lase purtați de atmosferă în asocieri cu fostele cuceriri. Și să trecem și la Scorpion, amantul. Multor amanți din zodia Scorpionului le vine mănușa acest rol amoros. Natura lor duală, pasională și secretoasă îi face candidații ideali pentru aventuri romantice clandestine. Asta nu înseamnă că e vorba de o frecvență mare ori de o implicare deosebită, ba chiar dimpotrivă. Cei mai mulți aleg să se implice rar și selectiv, dar de obicei foarte profund. Asta garantează o oarecare suferință care se adaugă la bucuria și extazul de care s-ar putea să ai parte. Sunt persoane foarte implicate emoțional, adesea vulcanice, chiar dacă de obicei își țin în frâu manifestările, dezlănțuindu-se doar în situațiile cele mai intime. Întâlnirea. Amanții din zodia Scorpionului au modalități subtile de a-și semnala interesul față de tine. O remarcă întâmplătoare făcută unui prieten, o privire insinuantă sau chiar un comentariu flatant pot juca rolul de semnal. Mai târziu s-ar putea să te întrebi, e vorba de interes sau nu? Dezechilibrarea ta poate face parte din tactică, fiindcă sunt persoane care adesea te fac să-ți arăți cărțile fără să le dea pe față pe ale lor. Stânjeneala sau disconfortul sunt conforme cu planurile lor, de vreme ce adesea abordează problema iubirii ca pe o bătălie. Asta te transformă în adversar și totodată în recompensă. Locul. Amanții din zodia Scorpionului se simt bine în locuința lor, acolo e brlogul lor unde își țes plasa în care te învăluie și te apucă strâns în clești. O să te intrige ațățându-ți curiozitatea și invitându-te să-i cunoști mai bine. Seducția este specialitatea multor scorpioni, așa că ai putea să te bucuri de asta. Mai apoi poți avea suficient timp pentru regrete și suferință dacă lucrurile nu funcționează cum trebuie. S-ar putea să-ți descoperi agresivitatea în astfel de situații, ceea ce poate trezi o reacție de același fel, ducând la trăiri
unice. Zodia Săgetător. Amantul. Amanții din zodia Săgetătorului sunt o pradă ușoară pentru prădătorii sexuali în parte și pentru că sunt foarte sensibili la situația acestora. Dacă le simt singurătatea și nefericirea, o să răspundă imediat în același fel în care ar face dacă ar întâlni un animal aflat într-o situație critică. Sunt persoane foarte sensibile și dau dovadă de compasiune față de persoanele îndrăgite, răspunzând întotdeauna cu sprijin și afecțiune. Sexul decurge natural din astfel de sentimente și este adesea oferit, nu luat. Răspund foarte bine la stimulii pe care îi ofer, dar pot fi foarte brutali și neglijenți cu familia lor atunci când se implică într-o afacere extraconjugală. Întâlnire. Nativii zodiei își întâlnesc întotdeauna amanții din întâmplare sau prin intermediul unor prieteni comuni. Au un al șaselea simț, care le permite să detecteze persoanele singure sau nefericite, care le stârnesc interesul și îi fac să se implice. Implicarea devine rareori un obicei regulat, dar apare de câteva ori în viața fiecărei persoane născute în această zodie. O să încerce mult mai rar să aibă relații amoroase cu persoane fericite și mulțumite de viața lor. Tind să trimită semnale privitoare la propriile nevoi, dar în general suferă în tăcere, în căsnicie sau în singurătate, fără a încerca să găsească pe cineva care să le ușureze situația. Locul. În general, amanții din zodia Săgetătorului se simt cel mai bine în locuința ta, cel puțin la începutul relației. De vreme ce adesea consideră că oferă un ajutor, s-ar putea să considere chiar că prima vizită este un răspuns la apelul tău de a-ți veni în ajutor. Nevoia lor de a ajuta pe ceilalți este atât de mare încât rareori o să reușească să se abțină de la încercările de a-ți lumina viața și spațiul de locuit, indiferent dacă relația sexuală face parte din pachet sau nu. Adesea o să facă mai multe vizite înainte ca flacăra pasiunii să se aprindă. Să trecem la Capricorn. Amanții din zodia Capricornului îți pot garanta împlinirea sexuală. Nu doar că sunt atrași de sex, dar au și vitalitatea necesară unor acte prelungi, așa că pot menține treaz interesul sexual reciproc de-a lungul unor perioade însemnate. Consideră că ce se petrece între doi oameni e treaba lor și a nimănui altcuiva, așa că se pricep să păstreze secrete și să nu compromită o relație. Deși sunt foarte atenți, uneori nu reușesc să ia în calcul nevoile tale reale sau pur și simplu nu dau dovadă de subtilitatea necesară pentru a le aborda așa cum trebuie. Întâlnirea. Amanții din zodia Capricornului sunt prezentați de multe ori de către un prieten comun, cazul întâlnirii din întâmplare fiind destul de rar. Asta se poate întâmpla la o petrecere sau la o cină în cerc restrâns pusă la cale special pentru prezentare. Cei mai mulți nu spun mare lucru despre ei și rămân relativ tăcuți la prima întâlnire, observându-te însă cu multă atenție. Au o armură greu de penetrat, așa că n-o să știi prea multe despre ce simt, dar nu ezită să ia legătura din nou peste o săptămână sau două, cel mult o lună. Locul. Nativii zodiei preferă casa lor sau un mediu neutru cu care sunt oarecum obișnuiți. Adesea le-ar fi mult prea greu să facă față mediului tău la prima interacțiune socială sau sexuală dintre voi. Nu sunt prea curioși în ce privește condițiile în care trăiești și preferă să vă întâlniți undeva unde nu există distracții. Dacă sunt asigurate liniștea și curățenia, precum și garanția că nu vă întrerupe nimeni, o să fie foarte mulțumiți. Asigură-te că ai închis telefonul dacă nu vrei să eviți o insultă. Și să vedem și vărsătorii. Amantul vărsător. Dacă ai de-a face cu un amant din zodia vărsătorului, trebuie să te obișnuiești cu gândul că nu ești nici prima, nici ultima persoană din viața lui. Mai mult, se prea poate să nu fii nici singura persoană din momentul respectiv. În chestiuni de dragoste, nativii zodiei își imaginează că sunt destul de înzestrați pentru a nu neglija niciuna dintre persoanele la care țin. Prin urmare, cantitatea s-ar putea să aibă de suferit, chiar dacă cel puțin la un moment dat calitatea e foarte bună. Dacă urmărești o relație profundă, s-ar putea să ți se pară că acest amant e prea superficial și efemer ca să te satisfacă. Întâlnirea.
Amanții din zodia vărsătorului sunt în general dispuși la întâlniri oriunde și oricând. Nu sunt pretențioși, se mulțumesc să obțină ce pot, de câte ori e cu putință. De obicei, nu ai nicio problemă să dai de ei prin e-mail sau la telefon, fiindcă le verifică regulat și răspund prompt. Sunt foarte vulnerabili la acțiunile spontane din partea ta, fiindcă tot ce e neașteptat și excitant îi atrage ca un magnet. Trebuie să te obișnuiești cu convocările din senin în anumite locuri și momente, uneori chiar într-un sfert de oră. Locul. Nu este o mare problemă pentru amanții din zodia vărsătorului. Uneori riscul de a fi descoperiți are puterea unui afrodisiac, făcându-i să prefere locurile mai periculoase. În relația voastră, încălcările regulilor și actele scandaloase sunt aproape inevitabile, așa că ai face bine să te obișnuiești cu asta. Sunt indivizi spontani, imposibil de controlat, așa că pot avea un comportament cât se poate de bizar. Consideră că senzațiile tari merită orice risc și se așteaptă ca tu să apreciezi asta. Și să vedem și la pești cum stă situația. Amanții din zodia peștilor se îndrăgostesc des de dragoste în sine, nu de o persoană. Se păcălesc să creadă că iubesc cu adevărat pe cineva, când de fapt își urmează impulsurile narcisiste și idealiste, repetând aceleași tipare de fermecare și recurgând imediat la comportamentul pasional și posesiv cu care chinuie cuplul, trec prin întreaga gamă de plăceri și suferințe pe care le oferă o aventură romantică. Probabil că nu există o descriere mai bună a unui astfel de idile decât versurile cântecului din Casablanca. Lumina lunii și cântecele de dragoste nu pierd niciodată, ca inimile pline de pasiune, gelozie și ură. Întâlnirea. Amanții din zodia peștilor sunt foarte sensibili la nevoile celorlalți, mai ales atunci când simt că pot vindeca nefericirea. Se dăruiesc fără rezerve și investesc toată energia în relația de care simt că au nevoie. Mulți își împlinesc fantezii secrete în care apar ca salvatori ai creaturilor mai neajutorate decât ei, simțind că devin mai importanți pentru că dăruiesc dragoste. Adesea rezultatul e un cuplu care se înneacă într-o mare de emoții. Astfel de personaje au nevoie de un respect de sine mai mare pentru a scăpa de aceste atitudini vătămătoare. Locul. Oricare dintre locuințele voastre e potrivit atâta vreme cât intimitatea e garantată. Adesea locuința amanților din zodia peștilor e mai bună, mai ales atunci când cauți să scapi de un partener care te maltratează. Pentru ei, propriul cămin oferă un sentiment de siguranță, fiindcă de multe ori seamănă cu un cocon sau o grotă confortabilă în care se pot retrage din lume. Vizitele frecvente o să conducă la ideea de a te muta acolo definitiv, dar se poate ca lucrurile să nu funcționeze. Odată ce te-ai aprins în plasa unui nativ al zodiei, te alere cu un nou set de probleme, care fac ca, prin comparație, relația ta anterioară să nu mai pară așa de nefericită. Aceasta a fost astrograma pentru toate zodiile, în ceea ce privește amantul sau amanta. Sper că v-am dat informații utile de care puteți să țineți cont atunci când întâlniți un amant dintr-o anumită zodie. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!